A devenit deja o tradiție ca în fiecare toamnă posesorii de vehicule istorice din Vâlcea să-și prezinte bijuteriile pe patruți și altor pasionați de automobile. Mașinile și motocicleta cu ataș prezentate în expoziție sunt într-o stare foarte bună de funcționare și asta pentru că proprietarilor au investit destul de mulți bani pentru reparații și întreținere. Am adus-o din Austria, din Viena, pe platformă, apoi am recondiționat-o aici în România și acum umblu aproape zilnic cu ea. E costisitoare, necesită și bani și timp. Sunt piese care nu se găsesc și atunci trebuie să depui un efort să le găsești, uneori nu la prețuri rezonabile, poate le găsești prin piața externă, dar costă, sau trebuie să improvizezi și iarăși costă, sau costă și bani și timp. Unde e fabricată de fapt? În fosta URSS, da, da. Au fost mai multe fabrici, printre care și Ucraina a fost o fabrică de motociclete care încă mai funcționează și produce motociclete Ural. Foarte interesant, încă se pot cumpăra motociclete noi, dar la prețuri cu ataș, vreau să spun, modelul ăsta retro, dar la prețuri foarte, foarte mari. Piesa de rezistență a expoziției a fost însă un vehicul militar folosit de armata britanică în Gibraltar, care a ajuns în posesia unui vulcean în urmă cu câțiva ani. Vehiculul valorează în prezent 130.000 de lire. Este un carrier personal, un blindat pentru trupe. L-am achiziționat din Marea Britanie, de la un prieten care a reușit să-l obțină și să-l pună în civil în 2003. Unde l-am și matriculat, poate să circule cu el pe stradă. E matriculat în Anglia. Da. Cât v-a costat așa de curiozitate? Acum vreo 6 ani de zile când l-am cumpărat, vreo 28.000 de lire. Wow. Și am evaluator pe fiecare an la el. Acum a ajuns la 130.000. Este frumos, bineînțeles. Ceva diferit? Ați mai văzut un vehicul militar într-o astfel de expoziție până acum? Până acum nu. Dar l-am văzut prin oraș. Prin oraș l-am văzut. Da, da. Ce senzație v-a lăsat când ați văzut ce ați crezut? Liniște, suntem păziți bine. Nu, este o chestie frumoasă, nu. Păcat că la noi nu se pot, în România nu se pot înscrie astfel de vehicule. E prima dată când vedem un astfel de vehicul. E impresionant așa, nu? Da. V-a lăsat fără cuvinte. Da. Ați luat una dacă ați avea bani? Nu știu, cam greu cu întreținerea. În rândul posesorilor de mașini istorice din Vâlcea a intrat în weekend și un tânăr în vârstă de 24 de ani care a investit câteva mii de euro într-o Dacie care a ieșit de pe poarta fabricii cu mult timp înainte ca el să se nască. Și să urez să aibă grijă și preocupări în continuare pentru afacerea asta. Foarte frumos. Cât ai investit în conservarea ei? Aproximativ 5.000 de euro. 5.000 de euro? Da. De ce ți-ai atât de mult la ea? Modelul acesta l-am avut în familie de mic, copil a avut taică-mă și am zis să avem un model în familie. Ia câți ani aveți? 42. Tu? 24. Anul acesta, evenimentul organizat de Retromobil Vâlcea s-a ținut în parcarea de lângă ștrandul din Ostroveni și a reunit mai bine de 20 de posesori de automobile.